Bună ziua tuturor urmăritorilor mei de pe YouTube. Astăzi vreau să vă arăt condițiile prielnice de creștere a curcanilor de carne. Astăzi vă fac un video din ferma unde am învățat meserie și unde m-am întors din nou, cam fiecare an sunt contactat, deoarece nu am o persoană foarte bună care să se ocupe de creșterea curcanilor și cam fiecare an, în momentul în care vin pui de curcă, mă contactează. Dar nu despre asta este vorba, vreau să vă arăt condițiile de creștere. Deci, pentru pui de curcă, cel mai bine, nu contează cât creștem, chiar dacă creștem 10 pui de curcă sau chiar dacă creștem 5.000 sau 6.000 cât sunt în această încăpere, pui de curcă pentru primele 10 zile, 14 zile, e foarte bine deținut în aceste inele, aceste ringuri, cum se spune aici, deoarece ei sunt întotdeauna sub căldură. Dacă, după cum se vede, noi avem aici niște încălzitoare pe gaz, care se vede, funcționează, dar un foc foarte mic, deoarece căldura este foarte ridicată, este undeva la 32 de grade, ventilatoarele lucrează, după cum se vede. Condițiile de creștere sunt foarte bune, după cum se vede, rumeguș peste tot, rumeguș la ei, bineînțeles, este un pic mai murdar, mâine urmează să le schimbăm, talașul, să le punem altul nou. Și în momentul în care vor împlini vârsta de 10 zile sau 14 zile, și mai contează foarte mult când ei încep să-și formeze tot penajul și începe să sară. Când în momentul în care începe să sară aceste inele, atunci automat vor fi dați afară să trăiască în toată încăperea, în whole house, cum se zice aici. Nu vor mai fi lăsați să stea în aceste ringuri, deoarece într-un ring, după cum se vede, sunt undeva la 350 de puișori de carne. Această rasă este o rasă mixtă, sunt amestecați, sunt și rasa gourmet, o rasă foarte bună de carne, carne foarte delicioasă, foarte gustoasă. Sunt și în România, cred, dar am înțeles că sunt și am văzut că sunt foarte, foarte scumpi și, după cum se vede, avem și ceva puișori bronz de carne. Da, pentru cei interesați, pentru mai multe detalii, vă stau la dispoziție cu foarte mare plăcere. Orice întrebare, orice probleme aveți, cu mare drag, cu mare plăcere, vă stau la dispoziție. Nu este să mă contactați fără nicio problemă. Răspund la orice întrebare, nu contează că e ziua sau noaptea. Vă doresc tuturor următorul meu păsări sănătoase și spor în toate să aveți. Vă mulțumesc frumos și vă rog să mă urmăriți, că o să urmeze mai multe videouri despre creșterea curcanilor.